Peste 13.000 de teste rapide au fost distribuite în aceste zile în școlile din județul Vâlcea. Pentru început, testele au fost distribuite doar în unitățile școlare care dispun de cabinete medicale sau în cele care au încheiate protocoale cu medicii de familie, astfel încât probele să fie recoltate de persoane avizate. În localitățile în care nu se pot respecta aceste condiții, primăriile pot încheia contracte cu firme care oferă servicii medicale pentru testarea elevilor. La nivelul DSP Vâlcea am avut un număr de 29.200 teste rapide. Au început testările în școli la elevii și preșcolarii care au avut simptomatologie, precum și la cadrele didactice din școlile din județul nostru. Acestea se fac la solicitarea părintelui dacă elevul este minor sau a elevului dacă este major, atunci când există suspiciuni privind infectarea cu virusul COVID-19. Mulți dintre părinți și bunici nu sunt însă de acord cu testarea anticovid a elevilor care prezintă simptome. Ați auzit că vor fi testați cei care au simptome? Am auzit, dar nu sunt de acord cu nimic. Nu sunteți de acord? Nu. De ce? Pentru că nu trebuie, nici nu vreau să aud. Eu sunt de acord, dar nu în prezența părinților. Deci, da, fără părinții sunt deja mititei și dacă îi mai testăm și fără părinte, i-am terminat. Dar este necesară testarea. Părerea mea este că este necesară. Asta e dureros de sus. Poate să-ți pornească și o emoragie. Acesta ar fi motivul pentru care nu sunteți de acord cu testarea în școală? Sau? Nu e că n-aș fi, sunt de acord să-i se ia temperatura la chestii din astea. Sunt de acord, poate să-i facă din gât, da, dar nu să-i facă pe cel de pe nas. Sau, da, momentan sunt micuți, a mea e micuță, clasa 0, să mă duc să-mi o traumatizez, de acum nici nu mai vine la școală apoi. În perioada 8-23 februarie, la nivelul județului Vâlcea, au fost raportate 26 de cazuri de COVID-19 în rândul elevilor și alte 17 îmbolnăviri în rândul cadrelor didactice. Mai multe clase și-au suspendat activitatea pentru 14 zile, însă nicio unitate de învățământ nu a fost închisă din cauza îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. În prezent, școlile din 74 de localități funcționează conform scenariului verde, iar în alte 15 localități se aplică scenariul galben.